Suntem onorați să-i avem lângă noi și să-i aplaudăm pe frumoasa formație care urmează cu cauciucurile! Început muzica, e puțin acolo, așa. Avem nelăsat să ne concentrăm. Avem de spus înger îngerașul meu, trebuie să... E un strobicuț aici, pe piciorul meu, nu zic de la ce. Tatăl nostru, înger îngerașul, avem treabă. Lasă-ne un pic. Emoții am foarte mari, eu personal am foarte mari și am și emoțiile luase și emoțiile mele, pentru că eu urc prima oară în viață pe o scenă de circ, n-am fost niciodată pe scena unui circ. Am emoții de muzică, am emoții că o să cadă oase, am emoții că nu o să-mi iasă mie, am emoții că o să iasă oase mai bine decât mine pe scenă, că se întâmplă de multe ori așa. Jur, eu mă antrenez mult, sunt pregătit, dar emoția mă dă jos și iese prostul și mă fac de cacao. Dar mine ales scopul să merg pe... Da, să-ți iasă săriturile alea. Și mie îmi pare. Și ți-o așez, unde am pus-o pe scenă. Nu uiți să mă strânge de no, 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 după ce ți-a ieșit, nu, no, că mă enervez eu. Dar eu mă dau jos la public, nu-s la tine. Nu, tu ești în față, mijloc, cu ții aplauze, foarte. Pe ultima 100 de metri am fugit repede la DJ, am ales piesa. Ce piesă alegem, bă? Transpirații din Caraibe. Zic, mamă, de unde știai că chiar ăștia doi suntem? Hei! Aplauze pentru ce? Stai calm, e ca și când faci asta toată ziua. Așa eram, interior, așa eram. Combustie spontană. I-ați văzut pe profesioniști, acum o să-i vedeți pe profesionali. Drept pentru care eu aș rămâne aici, să ne distrăm cu toți. Da, nu, că rămânem aici. Da. În aplauze dumneavoastră, Cerebel și Oase. Oase are și nume predestinat. Oase, rupe. Uitați-vă, pe. Un succes! Bravo, baftă! Au început bine, s-a împiedicat cu dreptul, e de senzație. Bravo, bravo, Cerebel! Doi proști cu colacele la sub braț. Lumea ne vede, ne recunoaște, aplaudă, râde, ce tai să vezi ce fac proști ăștia. De ce bine? Nu putea să noi, am înțeles. Ia uite-i, bă, deja, bă, după două zile, uite-i, mă, ce-am făcut. Facem și noi ca la circ, ne prezentăm, râde lumea, ne luăm aplauze, noi ca să te tragem de timp, să pară mai lung numărul și că am făcut wow, știi? Am uitat în drumul la muzică. Și m-am uitat în stânga și, bă, parcă am zis amândoi mental, telepatic, bă, n-avem ce șansă. Hai să facem ce și noi mai bine. Să ne simțim bine, să ne distrăm. Indiferent, că dacă ai voie bună și energia mișto, orice om se distrează. Cu pălăria. A fost super, foarte mult mi-a plăcut numărul lor. A fost no-stimp, a făcut așa caterincă din absolut tot. Dacă îl gândeam și îl repetam, nu ne ieșea mai bine. Deci nu ne ieșea mai bine. De-a dat ăsta drumul la muzică exact când a trebuit, eu trebuia să sar pe cauciuc și eram și emotiv acolo, zic, mamă, dacă nu mi-e strânge acum... Asta mi-a plăcut, actoria lor, artistismul. Mi-a dat o lecție că se poate și altfel. Se poate și mai în glumă de făcut așa, nu numai decât serios trebuie să fie. Aici era problema mea, că sar și nu știu cum să-mi pun coarda. Cum să o iau, să o pun pe spate sau o pun în față. Și în timp ce săream așa, am la coada și am învârtit-o așa pe lateral.
lumea a râs foarte tare. Eu de fapt o făceam pe bune să-mi iau viteză, ca să o schimb repede și să știi. Băi, cât de bucuros am fost! Este, bă! Lumea a simțit energia asta, a aplaudat și a fost un număr excepțional. Dar din greșeală, din nimereală, din improvizație și din șarmul nostru ca echipă, Happy Get Lucky CF. Bravo, bravo, băieți. Nu știu ce să mai zic de ei, că să le dăm un premiu mare, premiu de mangale. Bravo! Bravo! A fost fenomenal! Super! Mai fain final decât ăsta care l-a avut, el nu putea să aibă. Foarte mult mi-a plăcut! Grația! Ai sărit tu de două ori cu aia! Și ce ai făcut? Ai rupt-o în glorie, gata, jos! Păi da! Păi bravo! Toți cei care credeți că vă puteți lua după acest profil de idioți, nu funcționează. La noi funcționează. De ce? Nu știu de ce. Dar nu vă luați, dacă ăia pot, putem și noi. Vă rog eu frumos. Hai să vă spunem un secret. De cine este nouă? Suntem foarte proști.